Salutare tuturor, eu sunt Sneak și bine v-am regăsit la un episod, fraților, pe canal. Bă, înainte să înceapă, în primul rând aș vrea să observați cum am putut să îmbunătățesc eu acest webcam. Stai să mă uit și eu, după cum putem observa se vede mult mai bine pentru că mi-am cumpărat și eu un bec economic. În sfârșit, acum nu se mai vede galben, acum în sfârșit mă văd și eu mai normal. Uite, eu azi aici am o mapă custom și să-mi spuneți dacă mai vreți să fac de-astea pe viitor, gen mape custom sau nu știu, de-astea moduri și mod showcase-uri. Hai să ne încercăm norocul, că aici scrie test your skills, asta este o mare... Ok, hai să trecem direct la mapă pentru că... Ok, bun. N-am destulă barosaneală, timp acolo, credit, nu ne interesează, bă, ne mulțumim că ne-au făcut mapa și în rest le dăm cea mai originală mâică de pe fața pământului. Direct portal. Ok, bun. Hai, bă, să vedem ce... Are you fucking kidding me? Băi, și ce-ar... Fuck! Bă, așa trebuia să fie făcută. Lol. Bun, bă, aici trebuie să o gândim. Trebuie să fim un fel de arbe... Bă, frate, serios, ce are? Ok, bun. Hai să vedem. De aici ne ducem aici, de aici și ăștia ne-au pus una de acolo. Ei bine, noi ne ducem pe aici pentru că e logic. E un fel de ăsta... Uite ăsta, Hielke, ăsta mare șmecher ce e el. Ok. Vreau... Așa, bun, am reușit. Ăla Cico a făcut mai mult decât noi. În schimb, noi o să-l mucificăm la acest parcurs. Uă, nu muri, uă! Lol, ești tâmpit la cap. Fac. Hop. Ai la... A, lava sau de lângă. Credeam că asta o fi lavă, frate. Hai să vedem unde crezi că mori, bă, ce aici retardat. Ei prăji, bă, sunteți prăjiți. Adică asta a fost așa de espezi pentru... Nu! Da, bun. A, lol, ce avem noi aici? Bă, ce drăguț. Pe unde am putea să o luăm? Bă, hai să o luăm logic mai întâi. A, uite, pe aici direct. După care pe aici. După care pe aici. După care pe aici. După care pe aici. Pe aici, pe aici și... Bun, nu știu ce dracu, bă, n-am fumat, nu, de fumat nu fumez, pătrunjel în timpul liber, în schimb, nu, jur că dacă nu reușesc pe asta, îmi tai cioaca în direct. Aaaa, ați fi vrut voi, oricum ați fi vrut voi. Futu-ți mu... ai smurf, no problem. Aolo, aha, bă, am nimerit să moară familia lor. Bă, aici trebuie un pic gândită. Hai să ne gândim. Asta... A, mă gândeam că nu trebuie să spar nimica? Oare? Bă, s-ar putea să trebuia să spar blocul ăla de... Ba nu. Ba nu. Ah! Ah! Bă, acum mă gândesc și eu. Dacă ar fi să primesc câte un leu, frate, pe fiecare onomatopeu de ăsta pe care îl scot eu cum... Pe care îl scot eu... Cam câte bilionar aș fi, frate? Ok, no problem, guys, ai smurf. Fuck. Nicio problemă. Chiar nu este nicio problemă pentru că în comunitatea noastră de YouTube, ok, Sneak Army, ne mai permitem să facem câte o trebușară de asta. Bă, deci chiar ne jucăm aici sau ce facem? Ia să reconstituim. De ce nu sare? Păi, dacă îmi dau drumul. Așa, am reușit. Bun, de aici. După cum putem observa, avem o minunăție de încercări. Lol, puteam să luăm și pe aici, bineînțeles, eu să vă prezint aici... Ghidul de cum să faci parcurs în 2016, cu Sneak aici. Aici trebuie să ne concentrăm pentru că poate fi foarte greu dacă nu suntem atenți. Putem chiar să câștigăm, uite, în acest fel foarte simplu și foarte, printr-o metodă foarte Bineînțeles, aceasta a fost doar o schiță a ce trebuia noi să facem. Noi trebuia de fapt să o luăm pe aici, am spart acel lumbufer ca să vă bag în eroare, efectiv. Pur și simplu v-am băgat în eroare. Acesta este un labirint mult mai ușor după părerea și... persoana mea fizică, în perspectivă mi se pare că este o încercare de a ne face să ne pierdem aici cunoștințele, în schimb noi am câștigat, chiar a fost, nu mi se pare cinstit să-mi spui că băi, eu vin la tine, pac, s-a intrat nu știu cum, dar eu când vin și-l chem pe ăla, dar nu, că la mate n-aveam ce să fac și nu, că m-a pălit o foame și deodată n-am mai... Ce drag. Continuând în perspectiva noastră narrativă sau obiectivă narrativă prin faptul simplul că acesta este doar un fake. Deci lumea mai este de fapt un fake. Tu ești un fake, noi suntem un fake. Ce, dar câteodată mă întreb ce cu teoremele astea, mă întreb de unde le scot. Mă întreb dacă îmi stă părul bine. Totul este o ipoteză care nu poate fi decisă decât de bunul nostru. Direct pe ferma lui bunicul, nu se va supăra, este un om bun de fel, era pentru că... Dumnezeu să-l ierte. Nu e nicio problemă, bunicul mi-ar spune, bă, gândește-te să faci totul cât mai simplu și eu pur și simplu asta am făcut. M-am dus dacă aveam posibilitatea să sparg acest nou, bă, și mă gândeam, bă, frate, nu-i logic, nu-i logică dacă pare simplu. De ce să fie pentru noi complicat, frate? Adică totul este simplu, de fapt. De fapt, este o iluzie optică, viața este o iluzie, tu ești o iluzie, noi suntem o iluzie. Mi-a mai spus o vorbă bunicul, dacă poți să zbori, frate, atunci zboară. Eu chiar și mi s-a părut o vorbă prea neînțeleaptă la vârsta de 5 luni. În schimb, acum chiar mi-am dat seama că această vorbă îmi poate folosi, nu trebuie să ne băgăm în apă, noi nu suntem țigani, noi nu vrem să ne spălăm, noi vrem să trecem mai departe la acest nivel. Totul pare foarte simplu, deși totul pare foarte complex în același timp, complex, am mai spus odată o vorbă bunicul că dacă nu poți să o colești, bă, du-te printre cani. Și nici o problemă, ce se întâmplă lor, ce, what? Auzim aici un năsos, îl putem și vedea, bă, trei țarnasul, de fapt nu-l putem vedea, îl putem doar auzi. A, iară parcursul de ala, nicio problemă. Totul este un fake aici, aici e o joacă de copii. Trebuie pur și simplu să te joci aici, game online, avem 8, 8, 7, 5, hop. Iar de aici pur și simplu sărim aici, ne ducem pe această liană mirobolandă, nu știu, n-are rost acum să specificăm. În acest episod mi-am dat seama că am vorbit chiar foarte mult, să n-am parte, să n-aibă parte dușmanii mei, chiar am vorbit mult. Opa, păi și aici cum facem? O luăm prin casă din copac pe care mi-a făcut-o bunicul în 93, când încă era în viață. Aici este foarte simplu, noi pur și simplu spargem o frunză ca să ne putem duce. Iar dacă ne putem duce, putem și să sărim în același timp, fără ca nimeni să observe. Și totul este de fapt o iluzie, v-am mai spus. Viața este o iluzie, tu ești o iluzie, noi suntem o iluzie. Totul este fucking logic. Acum eu nu prea... era cu ștău de ăsta, mă. Da, mă. Bă, la mijloc mă opresc să mor eu. Și aici este mijlocul. Da, bun, dacă mai vreți și cealaltă parte, nu uitați să lăsați un like, să facem cât mai multe. Sper că v-a plăcut partea asta, cum o să fie editată, cum trebuie chestii. Vreau să vă și un suport acolo, nu uitați să lăsați un like, ne vedem data viitoare, vă pupă, pa!